În iubire nu este permis orice, cu toate astea se cam întâmplă orice. Sub această umbrelă a iubirii se întâmplă trădare, se întâmplă minciună, se întâmplă devalorizare, se întâmplă reject, se întâmplă neoferire, se întâmplă distanță, se întâmplă răceală, se întâmplă abuz fizic, emoțional, sexual, financiar și așa mai departe. De ce se întâmplă toate lucrurile astea? Pentru că iubirea în sine este un termen abstract, este ceva ideal, este ceva idealizat. Problema intervine în momentul în care vorbim despre ce este realizabil. Și acest realizabil este o muncă susținută în fiecare zi, timp de mai mulți ani. Pentru că dacă noi ne așteptăm ca persoana aia care a fost drăguță și bună cu noi să fie așa până la finalul relației sau până la sfârșitul vieții, ne înșelăm amarnic. Nu se întâmplă lucrurile astea, toată lumea se schimbă, inclusiv noi, și atunci bine ar fi să fim pregătiți să ne-o furăm uneori, poate nu neapărat doar cu infidelitate, ci cu tot felul de lucruri. Să fim pregătiți să fim și dezamăgiți, să fim și bucuroși, să fim și excitați, să fim și curioși, să fim și bosunflați, poate, să fim și surprinși plăcut și neplăcut. Pentru că, până la urmă, toate lucrurile astea intră sub această umbrelă generală pe care o numim iubire.